Împreună cu părinții ori familia. Genul programului. Pamflet. Stimați telespectatori, iată-ne adunați cu masa plină. Așa arată o ediție în care presa vine la timp. Cred că l-am identificat în sfârșit pe impostorul care ne trimite ziare de la capătul lumii, dar până la urmă nu sunt de la capătul lumii și bineînțeles că omul nu este un impostor, dar mult timp ne-am tot gândit de unde ne sosește pachetul ăla sigilat, pe ce aeroport al planetei ne vin toate ziarele. Sigur, din când în când, când mai reușește respectivul să-și facă timp, ci că ar fi fost reperat că le trimite din Dubai. Cam al șaselea, al șaptelea aeroport al planetei, cel din Dubai. M-am uitat recent în enciclopedia pe care am primit-o. E un pic mai mare decât aeroportul de la Frankfurt. Cei care au călătorit la Frankfurt știu cam cum arată aeroportul de acolo. E cât două orașe din România, aeroportul de la Frankfurt. Deci vă dați seama cam cum arată cel de la Dubai, pentru cei care n-au ajuns niciodată. Ei bine, ia să vedem ce am primit în această tolbă în sfânta zi de 11 septembrie. E ceva totuși să primești presă dintr-o țară arabă într-o zi de 11 septembrie. Așa că s-ar putea ca totuși alături de numele meu să fi fost un pic și făcute niște verificări astăzi pe niște aeroporturi internaționale. Să începem. L'Équipe. Hai să vă arăt, pentru că este un echip istoric. E adevărat, limba franceză este săracă, mai ales în presa sportivă, și de obicei când au câte o ispravă de genul ăsta, sunt foarte ușor de identificat. Géant scrie pe prima pagină, adică Naționala Franței de basket, azi noapte, spre ora 1, ora României, a reușit cel mai mare rezultat al său din istorie, câștigând la 13 puncte diferență un sfert de finală în Spania, împotriva Spaniei. Da? Spania, care bătea Franța întotdeauna la fundul gol la basket, a bătut-o de altfel și meciul din grupe cu peste 20 de puncte. E bine, s-au întâlnit în sferturile de finală și francezii au bătut, deși erau numai în izmene, fără cei mai buni doi jucători. A fost un rezultat monumental pentru sportul lor. Bun, deci L'Équipe. Canard enchaîné. Sigur că pe prima pagină despre impactul cărții lui Valéry Trier-Veller, fosta consoarta lui François Hollande. Deci L'Équipe, Canard enchaîné, aș pune undeva totuși mai așa ca să nu le amestecăm. Libération, Hollande dans le rouge, vă spuneam, are cam 13% încredere în momentul de față. Nu trebuie să le prezentăm prea îndelung, întrucât ne-ar lua toată emisiunea dacă am trece. Deja al treilea, Libération. Le Parisien, este un cotidian care apare în zona capitalei Franței, deci nu-l găsești peste tot în țară. Le Parisien, iată-l. Le Français ont un overdose fiscal, sunt mari probleme la ei, mai ales după ce s-a aflat că unul dintre oamenii politici importanți de anvergură nu-și plătise impozitele timp de 3 ani. Și știți cum a motivat chestiunea asta? N-a zis ca la noi, cum a zis Șova cu contractul de la Bechtel. Bă, l-a arătat cine l-a mai găsit prin sertare, nu? N-a invocat, am uitat. A zis, avem o fobie față de acte. Numai când vedeam hârtii în față, nebuneam. E un scandal monstruos. În Franța au sărit oamenii muncii și au zis, bă, dar noi plătim ca proști și oamenii politici își bat joc de noi. Bun, La Croix. En Europe, de peuple rêve d'indépendance. Aici sunt steagurile din Catalunia. Mare meeting astăzi la Barcelona. Să vorbeam undeva în jur de 2 milioane de oameni, capitala Cataluniei, unul dintre cele mai mari orașe ale lumii, practic și ca influență și ca potențial turistic și așa mai departe, vrea să scape de Spania cât mai curând. Titlurile totuși ne mai liniștesc un pic. În Catalunia, Scoția și Flandra nu se vorbește și despre ținutul secuiesc. Am făcut-o noi destul. Mai departe ajungem Les Echos, este cotidianul financiar francez. Le discredit français, despre deficitul fiscal, Franța iarăși nu va reuși să se încadreze în regulile impuse de Uniunea Europeană, despre asta e vorba. Numărul
șomerilor crește și la ei, numărul celor care lucrează unde nu și-ar dori să lucreze crește și el și așa mai departe. Le Figaro, naufragiul lui François Hollande, croissance, deficit, debt, tot felul de cifre, este ziarul de dreapta, care evident că îl pleznește de fiecare dată pe Hollande, imens, că era, cred că, deja ediție de weekend, Le Monde, iată-l, de l'audace, monsieur Juncker, în editorial, adică îndrăzniți, domnule Juncker, le gouvernement tétanisé par l'échec de sa politique économique. Bine, toate ziarele vorbesc cam, bineînțeles, pe aceeași temă, cum se întâmplă și la noi, pentru că sunt din aceeași zi. Așa, Le Monde diplomatique, ăsta este mai pentru intelectuale, așa, État islamique, monstre providentiel, la gauche ne peut pas mourir, fiecare își face curaj cu ce poate. Deci sunt 9 cotidiane franceze, nici nu există mai mult, să știți, asta e tot. Nu mai apare niciun alt ziar la Paris, în afară de cele pe care vi le-am prezentat aici. În Franța nu e inflație de presă. Sigur, în rest sunt cele regionale, multe dintre ele mai puternice decât presa națională. Acolo stau bine, sigur, fiecare regiune are unul sau două ziare. Dar la Paris astea sunt ziarele, le-a trimis pe toate omul. Acum ajungem la reviste, L'Équipe Magazine, Roger Federer, recent învins lamentabil de Marin Cilici, un necunoscut croat la US Open, da, probabil că va renaște, Le Point, un supliment de cât, 112 pagini dedicat vinurilor, a nimic nou s-ar spune, astea sunt tot franțuzești, deci L'Équipe Magazine, Le Point, Le Nouvel Observateur, L'Homme de la Situation, ăsta este nou ministru al economiei, oh, cred că și Simona Catrina s-ar fi îndrăgostit de el, îl cheamă doamnă Emmanuel Macron, iată-l, nou ministru al economiei. Și iată și pe frumusețea asta despre care tot vorbim în Paris Match, Valérie Trier-Veller, sigur are un nume destul de greu de pronunțat în limba franceză, Trier-Weiler ar pronunța Klaus Werner Iohannis, deci Trier-Weiler, ma vie avec François. Acum, cum ar întreba săracul François Mitterrand, ne despart, cred că de la moartea sa, vreo 25 de ani deja. Lequel François? S'il vous plaît, madame, quel François? Știți că s-a descoperit acum recent, și nu e o glumă, că mai avea un copil din flori, François Mitterrand, este vorba de un băiat interesant, pe care îl cheamă nume de ăsta suedez de care n-am auzit, conceput cu o jurnalistă suedeză și care este așa cam Mihnea și Andrei Năstase, se pregătește să intre în politica Suediei. A demonstrat acum că de fapt era băiatul lui François Mitterrand. Era ocupat François pe vremea respectivă, știți că el este simbolul stângii franceze. Și mai sunt așa emisiuni de astea de umor la ei, în care mai vine François Mitterrand și îi povestește lui François Hollande ăsta de astăzi, cum e asta cu copiii. Cam când trebuie să faci un copil de ăsta din flori, când trebuie să-l recunoști, apropo de problemele conjugale eterne ale oamenilor politici. La ei mai ales e ceva monstruos. N-a existat încă un politic în Franța să n-aibă probleme de genul ăsta. Bun, Le Figaro Magazine, tot despre vinuri. Uite cum s-au nimerit. Și în Le Point și în Figaro Magazine se vorbește tot despre vinuri. Cam asta este presa din Franța. Acum să trecem la altceva. Fortune. Mai subțirel data asta, cu unul care, iată-l vedeți, Peter Thiel. Seamănă un pic cu Lance Armstrong, așa tinerel. The Long Game, The Economist. Meciul de șah. Vladimir Putin printre niște piese doborâte. Parcă el e, nu? Da. Așa. Trecem la presa din afara Franței. Acum nu cred că cetățeanul nostru din Dubai face neapărat o selecție ca să-mi facă mie pe plac. Trimite de unde apucă, stați liniștiți, cam ce vine în Dubai. International New York Times. Thursday, September 11. E interesant, totuși. Nu mai contează anul. September 11. The Wall Street Journal, tot așa. Thursday, September 11. Ha? Ia să vedem un pic. Totuși din Statele Unite, da?
Se mai simte. Vag, așa, da, să... Die Welt. Ăștia sunt al lui Werner Iohannis, uitați. Donnerstag. Donnerstag, nu mai este Thursday. Handelsblatt. Tot un ziar german. Că nu-i chiar așa de rău să stai nici în Dubai. Ia uite cum cad suplimentele din el. La Republica, ajungem la italieni. Aici nu se întâmplă niciodată nimic. Viața lor politică este un lung fluviu liniștit. Trebuie să ceartă, dar inutil. Corriere de la Sera. N-a putut mai mult. Prietenul nostru din Dubai. El país muere Emilio Botín. El hombre que revolucionó la banca española. Na, s-a curățat Emilio Botín ăsta. Parcă am avut și noi pe unul Botín. Noi chema pe ăla așa, care făcea agricultura. Bun, deci cam asta ar fi. Era să uit. Era să uit și sigur că totuși ca să lase o urmă. Uite cum arată The Golf News. Adică nu se poate desface. Are vreo 400 de pagini. Ăsta este cotidianul care apare la ei în zona Golfului, în Dubai, în Qatar, Golf News. Mi-a trimis și post. Uite, uite că aici mai venim de acasă. E, în fine, un fel de McDonald's. E o shawarma, da? Da, Mec Arabia, extraordinar. E o shawarma, mă. Hai când o să ajungă și astea în România, o să fie prăpăd. Chiar am văzut recent într-o emisiune la televiziune de asta cum să mâncăm, și că 1.000.000 de shawarme pe zi sunt consumate în România. Dar aveau dreptate. Foarte bine era prezentată chestiunea. Cred că la Digi am văzut, nu mai țin minte exact, acolo cred. Și foarte bine spuneau, dom'le, dar românul care se pretinde așa de bun consumator, are mâncare tradițională, noi avem o bucătărie excepțională, de ce nu găsim mititei nicăieri? De ce nu găsim sărmăluțe nicăieri? Adică astea sunt doar în anumite restaurante. Noi nu avem tradiția asta să ne popularizăm haleala clasică. Ar putea, nu? Să existe cârcium dintre astea sau terase sau chiar pe stradă, în colțuri special făcute, unde oamenii să ia micii direct la cornet sau să facă la sarmale sau să-i dea mămăliguța, să curgă așa ca din automatul ăla de înghețată. Doriți mămăliguță la cutie de plastic sau la cornet? Da? Și te întrebe la mămăliguță cu ce? Cu vanilie, bun, cu sirop de ciocolată, doriți, da, dați-mi. Adică să aibă toate variantele. Noi nu avem, bineînțeles, așa ceva, mâncăm shawarma pe stradă. Asta dovada că n-a existat niciun român atât de inventiv încât să-și deschidă o tavernă de asta stradală sau cum să numesc astea, un bir de asta, o shawarmărie obișnuită, unde să producă așa ceva, lăsându-i practic pe ăștia să vină până la urmă mare brânză și shawarma asta. Cam astea ar fi. Pe lângă ele am mai primit totuși din Statele Unite, din Detroit, Michigan, USA. Welcome to Detroit. Ce-a mai rămas din el? Asta ca să ne amintim de America din vremurile bune. Da? Că tot este astăzi 11 septembrie. O revistuță, tot un hip-hop din Detroit. Nici picior de alb nu găsești acolo, bă, tată, dacă te duci. Asta să deschidem un pic să vedem. Nu este niciun alb. A? Am deschis la întâmplare. Ia, uitați. Au dreptate, bă, fraților. A? Hai să mai încercăm la o pagină. Aici sunt reclame. N-aș vrea să... Reclame. Ah, uite că ar fi una. E mai degrabă roșie asta. Am găsit totuși până la urmă. Asta e o artistă. Deci nu e important. Nu e un cetățean de pe stradă. Bun. Așa, și o carte de poezie de la Samuel Ciocan. Poezie românească scrisă de un cetățean american. Cărare spre nicăieri. Omul dedică această carte, editura Pamphilius a apărut, adică la el acasă, și scrie această carte de sertar, de suflet, care nu există în librării. Haide să-i facem recenzia acestui om, care are o semnătură bizară, lungă, așa de zici, că scrie Dan Voiculescu aici, dați-mi, foarte lungă, nu o să-mi dea Dan Voiculescu niciodată
cu autograf nicio carte, are moacă de american. Asta e, să vedem dacă e într-adevăr citibil sau nu. Așteptare. Hai să citim la întâmplare o strofă, vedem. Doresc doar adevăr, realitate, nu vreau cuvinte în van, pălăvrăgeală, că sunt sătul de promiscuitate, de pesimism și multă îndoială. Hai mai vedem. Dincolo de sufletul meu e tăcere și aroma dimineții ce va veni, înfundată în liniște palidă, molcomă. Mulțumim. Hai să mutăm ziarele. Le-am dus acolo. Așa, aici avem, aici e și presa de la noi, așa la umbra stejarilor. A, s-a așezat un pic de presă și din România. Numai că la noi e greu să găsești presă. La noi când deschizi ceva, cam asta e presa din România, dragi prieteni. Nu, sigur, alții n-au femei. De asta nu le prezintă. Așa. Așa, tot așa, cu caracterul, cu cinstea, cu talentul, cu dreptatea, cum au reușit, sunt un patetism, și că am întâlnit iubirea când mă așteptam mai puțin, adică când m-am îmbrăcat mai puțin, sau cum? Extraordinar, Ioana Ioniță, bravo mă, v-ați născut într-o zodie câștigătoare de la început. Fraților, vreau să vă prezint astăzi și este un eveniment ăsta remarcabil. Nu m-am îmbrăcat în cele mai bune haine, dar cu siguranță o să o facem săptămâna viitoare, când el chiar va avea loc. Mă vreau să vă prezentăm așa, în avantpremieră, ce se va întâmpla. Săptămâna viitoare este ziua lui Victor Ponta. Pică într-o zi de sâmbătă, evident. Da, vom face, într-adevăr, pe dracu un 4. Deci este pe 20 septembrie născut, va împlini lejera vârstă, timpuria vârstă de 42 de ani, 42 de toamne. Prezidențiabilul PSD se va avea parte de o uriașă surpriză, dincolo de mitingul de lansare pe Arena Națională, unde 50.000 de PSD-iști sau ne-PSD-iști vor fi racolați cu steaguri, cu mâncare, cu băutură, de va dudui tot Pantelimonul ca la nunta Zamfirei. Deci va fi un spectacol, cum a fost atunci cu USL-ul, când a prins și Antonescu, deci dădeau mâna cu Ponta, da, teribil, ca la concertul lui Michael Jackson va fi. Vor fugi polițiștii după Ponta, ăsta își va descheia cămașa, va fi îngrozitor, se va arunca într-o apă de asta imaginară, că acolo în Pantelimon trebuie să se ducă la lacurile alea eventual. Dar vor fugi după el pe acolo oamenii, vă dați seama, printre magazinele alea, prin piața Delfinului, va fi dezastru. Dar până la acest eveniment va mai exista unul ieșit din comun, care va avea loc la Alba Iulia. Acolo va fi reuniunea PSD, care va formaliza candidatura lui Victor Viorel Ponta la prezidențiale, la hotelul Mercur din Alba Iulia, printr-o videoconferință, atenție, cu toate județele țării, deci PSD-iștii din toate județele țării, într-o videoconferință, vor intra în direct cu sala Cupola a hotelului Mercur din Alba Iulia, urmând să anunțe decizia locală în privința candidatului lor. Deci va fi ca la Eurovision. Probabil în ordine alfabetică, toate județele patriei, bănuiesc printr-un mare reprezentant al PSD-ului local, încă nearestat, aia care sunt la Mititica, vor apărea ca la Cezar și ca la Oscar, așa, vor curge numele lor pe ecran. Să sperăm că se vor mai aduna până săptămâna viitoare câțiva, dar în orice caz un mare PSD-ist în libertate din județul respectiv va veni și va spune așa, mai cu microfonul sugrumat de emoție: bună seara, doamnelor și domnilor, aici județul Sălaj, în numele Asociației Județene Sălaj, Partidul Social Democrat, mă scuzați, am emoții, nu-i nimic, dă-i mai departe, îți va auzi vocea lui Dragnea de la Alba Iulia. Așa vă mulțumesc. Organizația Partidul Social Democrat din Zalău și toate organizațiile județene Sălaj au decis în unanimitate de voturi să-i acorde sprijinul la alegerile prezidențiale domnului Victor Viorel Ponta. Bucurie la Alba Iulia, pupături ca la Eurovision.
În pupă aia între ei arată clanurile totdeauna, da? Bineînțeles, pe fundal vor fi desenate celelalte triburi. Traian Băsescu cu Elena Udrea în brațe, Monica Macovei cu fața aia încruntată a lui Tăpălagă, MRU, deși el nu mai candidează, Neamțu, nu contează, da, toți între ei, Werner cu Căcărău lângă el. Căcărău micuț acolo cu Werner mare, cât un taur. Lângă... Toate astea vor fi arătate... Și băi, se zici, este, am luat și aici, da? Și voturile vor merge în toate județele României. Bună ziua, bună seara, mă scuzați, am emoții, de la Gorj. Așa, Gorjul, să auzim. Păcere acolo, bineînțeles, unghiile, toți așa. Așezați turcește, nici un joc de cuvinte. Sunt și uitându-se, asociația Ponta zâmbind, că știe că e de la el, totuși. Sigur, salutăm pe premierul Victor Ponta, dar să trecem cel mai iubit fiu al județului, de acolo din spate, vreo două fete cu, te iubim, Victoraș, fac, tricourile sunt stâțele goale, nu știu ce. Ăsta stând acolo, timorat și el cu nevasta alături, bujorat, așa. Deci, ca să intrăm în subiect, deci, la Gorj, deci, candidatul... Da, acest mai. Așa e. Victor Viorel Ponta. Este, bă. Până când vom ajunge în Tanzania, probabil, și cine știe acolo, în momentul în care va apărea și de la ăia unul, va spune că e mazăre alesul lor. Și atunci va cădea cortina și nu se va mai prezenta nimic. Probabil așa se va încheia discursul. Dar până să ajungem în Tanzania, toate județele pe rând, bă, ne-a dus gândul, citind aceste știri, și la Concita Wurst. Sigur, am asta va fi Victor Ponta. După la sfârșitul acestei teleconferințe, se va urca pe podium și va ține un discurs, după care va tot bisa până dimineața, făcându-i pe oameni să audă ce vor să audă. Dar ideea este că mi-a trecut așa prin cap, cum ar fi fost, mă, pe vremea lui Ceaușescu să televizeze în fiecare an chestiunea asta. Ce păcat că tehnologia era precară atunci. Dacă i-ar fi trecut prin cap lui Ceaușescu sau oricui din anturajul lui, el ar fi devenit un erou național. Făcea Ceaușescu pe dracu în patru, da? Adusese el televizoare color în țară, avea programele alea parțial color la jurnal, bineînțeles că asta o dădea și în HD. Stați niște, și toată țara s-ar fi adunat, pionieri în spate, prim secretarul acolo, bineînțeles o voce dintre aia bine aleasă, bine vaccinată, care să spună: în județul Ialomița, forțele muncii, oamenii muncii, salariați, la orașe și sate, comitetul județean de partid, oamenii de bine, da, cum formulau ăia acolo, făceau o introducere de genul ăsta, votul, adeziunea, înflăcărat pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, întâiul fiu al țării, copilul județului Ialomița, fiul județului nu știu cum, unanimitate de voturi, să ne duce, să ne trăiți la adânci bătrânțe. Și după aia venea unul, recita o strofă, bineînțeles, din ăia, din aplaudacii lui Neanicu, din Vadim, din Păunescu, din Nicolae Dragoș, a recita o strofă dintre aia și treceau la alt județ. Dați seama ce rating ar fi făcut chestiunea asta. Alfabetic, toate județele. Te mai duceai până în bucătărie să mai aduci o solniță, să mai aduci un castravete murat, până îți vedea județul tău. Un ordine alfabetică. Hai că-ți de-abia la C, mai este. Tu erai din Mehedin, să zicem. Puteai să te duci să mai tai două roșii sau un cartof. Oh, dacă mai aveai pe acasă, sigur, mai o felie de pâine, ceva, repede după aia în fața televizorului, ăla era spectacolul. Care județ se prezintă cel mai bine? Dați seama după aia. Lenuța, cum le-a văzut pe aia, care era mai cadouri, bineînțeles. Un fel de Dacia, da? Da, la un nivel, nu Daciana, Daciada, am zis bine. O Daciada, întinsă așa pe o seară dintre asta, începea până la 7, că nu te puteai culca prea târziu pe vremea aia, la 7 până pe la 10:30, cel puțin, toate județele, la sfârșit Bucureștiul. La București venea un Ciurăscu de ăsta, bineînțeles, afectat, mai afectat ca niciodată, toate județele de Neanicu. Mă gândesc totuși așa, cum ar fi... Ca unul dintre județe la un moment dat s-a sabotat așa. Dați seama, intra în istoria omenirii ăla. Cred că și New York ar fi existat strada aia. Să zicem, nu știu, la Buzău îl trozneau după Ceaușescu. Noi, buzoenii, oamenii muncii, orașe și sate,
ne-am gândit să dăm votul tovarășului și zicea Ion Iliescu, pe vremea lui Neanicu. Bineînțeles că în momentul ăla sărea în aer tot județul, apăsa unul pe acolo, un activist, butonul nuclear, zburau toți, mă, cred că și în New York ar fi existat strada Buzău, parcul Buzău, nu știu, găseau ei ceva. Alea, impasul Buzău, alea Buzău, cea. Dacă venea unul și făcea chestiunea asta, tovarășului Ion Iliescu îi dedică. Cam așa va fi cu Victor Ponta. Cum ar fi, de exemplu, ca un județ, nu știu, Botoșan, Suceava, Maramureș, habar n-am, să vină să spună la un moment dat, în urma adeziunii și a colectării voturilor din întregul județ, a toți oamenii muncii, a toți votanții și aderanții Partidului Social Democrat, toată suflarea județului, ne-am gândit în unanimitate de voturi să acordăm sprijinul la candidatura la alegerile prezidențiale din 2 noiembrie tovarășului Mircea Gioană. Mai mamă, cum ar fi. Trebuie să mă, negri toți ăia acolo, Ponta, ăia. Imaginea dintr-o dată pe Bulldog sau pe nu știu cine, ăia din tablou râzând acolo, că au și ei un vot, deși nu e al lor. E al lui Gioană. Gioană consternat și el, picior peste picior, parcă îl văd, cravata aia roșie, bineînțeles, peste pieptul ăla, o cămașă albă, consternat un pic, uitându-se și el, așa, făcând pe Modestu în stânga și în dreapta. Voi, la rândul lui, dacă ar fi avut un microfon, dar bineînțeles că avea microfonul tăiat, nu lăsa nimeni să vorbească, dacă ar fi avut un microfon valid, ar fi spus în momentele alea, nu-i nimic, că eu transfer votul tovarășului Victor Ponta. Deci la asta să ne așteptăm săptămâna viitoare. Va fi un eveniment fără precedent. Această mega lansare în stil, nu știu dacă este bielorus, dar în orice caz american cu siguranță, după numele consilierului ăsta din Statele Unite pe care și l-o fi luat Victor Ponta. Deci o să fie ceva, n-ai seama cât să cheltuie pe treaba asta, ca să pentru o formalitate, da? Deci ca să aflăm cu toții și țara asta, bineînțeles, care își merită candidatul, evident, Victor Ponta este, după părerea mea, exact simulacrul ăsta de candidat pe care îl merită România după 25 de ani. Bă, e și tânăr, că nu se mai poate spune, gata, tată, la noi numai boșorogii. S-a dus Ion Iliescu, da, l-am tot votat pe Ion Iliescu. E că ne-am deșteptat între timp. Votăm tot un prost, dar de data asta tânăr. Da? Deci este exact cum merită. Mă, asta este, reprezintă și trecutul, da, pentru că vine din încrengătura Iliescu-Năstase, dar reprezintă și viitorul, are 42 de ani. Încă nu i-a căzut cașul de la gură. Deci, de aici înainte, cum putea țara să aleagă mai bine de 25 de ani, da, să spune că e o perioadă jumătate de, un sfert de secol, da? Să spune că e perioadă de maturitate. Ai timp să vezi, greșești odată, greșești de două ori, greșești de trei ori, greșești de patru ori. Ai timp în 25 de ani să rumești, să vezi, să compari, să te uiți în străinătate, să te uiți la tine în ogradă, să vezi ce a făcut bine ăla, ce a făcut rău. Ai vreme să vezi venind, da? Propășirea, pericolul, speranța, toate astea adunate, să tragi concluzia, să spui, dumneavoastră, cam ăsta ar fi. Victor Ponta este exact omul. Și un mincinos, la nivel de minciună, nu l-a bătut nimeni niciodată. Nu este politician care să fi mințit mai mult. Deci este omul ideal pentru România. O țară de corupți, o țară de mediocri, o țară de amărâți. Bă, este exact omul potrivit. Asta ne mai lipsea, această mascaradă ca să se deosebească de ceilalți. Pentru că ALDE și Sila Ghijolt, în afară de panglica aia galben-albastră, zice, o să-ți mai pune el la gât, nu va avea posibilitatea să facă. Ce face să facă? La să taie niște copaci acolo. Aia au căzut destui și fără el. Da? Vadim Tudor o să vină și o să spună, da, doamne, iarăși mi-a stăiat microfonul. Mi-a zis, mai nou, și tot învârte proteza prin gură. Mi-am mai avut bani, nu mi-am nici dinți, nu mai am. O să mai vină, da? Nu mai intrat pe telefon, îl mai aud din când în când pe Ghiță Funar. Mai intră și el, până spune câte o frază, s-a mai domolit și el. Da? Ăștia toți amărâții se vor uita la acest spectacol grandios. Bănuiesc că focuri de artificii, nu mă întrebați de ce la Alba Iulia și nu în Australia. Uite, dacă, de exemplu, era Patriciu sau Orcan, se duceau la capătul lumii. Da, mi se pare totuși modest asta cu Alba Iulia. În fine, ei vor găsi că un simbol, în fine. Dar în orice caz să fie bine blindat hotelul ăla, ca să nu avem parte de roșii, de castraveți, de ouă, da, prin jurul premierului.
va fi ceva înfiorător. Deci transmit tuturor amărăștenilor din țară, dacă mai aveți timp, n-am avut vestea asta mai repede că vă dădeam, încercați să mergeți cu nașul, să ajungeți cumva la Alba Iulia, e trai de neac acolo. Și PSD-ul va face cea mai grozavă paranghilie. Săracul va sta și își va roade unghiile și va plânge în cea unul ăla gol, Ronțanu. Atenție! El care e Dumnezeu petrecerilor, putlogăriilor astea ieftine în București. Da? Neculai Onțan, mai dă și el cât 400-500 de mii de mici din când în când. Dar acum când se va uita și va vedea la ăștia, în sinea lui va zice, de asta, bă, de asta ăsta candidează la președinție și tu de-abia la un amărât de sector 2. Da? O să vedeți acolo, fraților, ce n-ați văzut. Și va fi ceva, tot dichisul ăștia, PSD-iștii, vor scula pe aia din morminte. Deci absolut toată suflarea PSD-istă, în toate timpurile va fi acolo. Și dacă doarme Iliescu, tot îl aduc. Da? Adoarme iar și când îl așează în scaun, îl trezesc. O să-i dea ceva să stea viu, măcar la aceste alegeri. Deci va fi un Eurovision. Acum, sigur că familia Năstase, ce surpriză, fiul comisarului moldovan, luați-l, unde va fi oare Adrian Năstase? Mihnea, Andrei, interviuri, bineînțeles, vorbesc cu ei mei, puteți să vorbiți cu ei, de ce nu? Soția lui Adrian Năstase, televiziunile, sper că totuși vor fi acolo, a trebuit făcut un efort, da? Transmis integral acest eveniment, da? E adevărat că Dan Voiculescu, da, mă rog, nu este neapărat evenimentul lui, sigur că el va scrie pe blog mai mult decât într-o zi obișnuită, da, ne va spune probabil cu două, trei zile înainte desfășurătorul, da, la antene ce va fi, Dumnezeule. Deci asta într-o sâmbătă, 20, ai, fie acolo, gâdea ăștia în straie de sărbătoare, da, ce pomeni. Deci pe săptămâna viitoare, fraților, după care, sigur, meeting-ul de lansare a candidaturii București pe Național Arena, vă reamintesc, cu minimum 50.000, pot să fie și 60.000, pune 2 pe un scaun, dacă nu, Victor Ponta, va fi și ăsta ceva ce n-a mai văzut nici Parisul. Trecem la Lingușeli, declarația lui Dan Șova, care va fi și el îmbrăcat acolo ca un copil de casă cu șoșoni, va distribui marmeladă, da, un pic de coniac, 2 deții de țuică, că toți suntem în Ardeal, va fi acolo Șova, stați niște, nu va răspunde la întrebări de genul, dar unde-i contractul cu Bechtelu? Sau dacă autostrada aia cu cortul, o să mai sară cât un bătrân de ăsta. Sunteți obsedați cu chestia asta, da? Aveți o problemă, așa. Aveți o problemă cu că tupeist e suficient. Fiți atenți ce spune Dan Șova până să le spună Alba Iulienilor că i-a plătit Băsescu pe aia care vor îndrăzni să-l întrebe ceva. Iată ce spune despre Victor Ponta. Victor Ponta a acționat într-un mod elegant față de reprezentanții opoziției, Klaus Werner, Iohannis și Vasile Blaga. Cum sună Klaus Werner, Iohannis, cum sună Vasile Blaga. A evitat atacurile și a dat dovadă de o atitudine matură. Deși cei doi politicieni, zici că sunt ăștia din Pinocchio, au încercat să saboteze România trimițând plângeri la Bruxelles și susținând propaganda negativă a lui Traian Băsescu. Trebuie subliniat că desemnarea doamnei Corina Crețu în funcția de comisar european pentru politică regională reprezintă un succes pentru toată România și o recunoaștere a rolului pe care țara noastră și l-a câștigat pe plan european. Bă, este foarte util pentru România să acționeze în mod unitar, să-și facă aliați și parteneri importanți pe plan european și să demonstreze ia în serios rolul comisar european. A? Așa încheie Dan Șova. Mă rog, mai spune, acela de reprezentare a tuturor cetățenilor europeni, fără a se ține cont de partizanatele politice. Deci, a tratat așa o limbuță scurtă, dar catifelată, la momentul oportun, sigur, Victor Ponta,
Deci dacă în locul Corinei Crețu spuneam Elena Ceaușescu, era minunat. Bă, ăsta este PSD-ul, fraților. Da? Nu vă cruciți. Nu vă uitați urât. Este absolut firesc. La așa țară, așa discurs. Așa oameni. Asta merităm. Da? 80% din țară în momentul de față este de acord cu Victor Ponta. Mai mult sau mai puțin, da? 40% din ăștia îl votează. Ceilalți tolerează. Sunt cei care stau pe lângă cei care votează, da? Dar sunt oameni care își merg 20%, nu trebuie să spunem că mai mult din România ar fi totalmente ostilă acestui gen de guvernare, acestui sistem care, că unii înjură, n-au variante. Deci adică sunt o manipulabili. Sigur că sunt dintre ăștia. Ai merg pe stradă și îl înjură pe Ponta, cum îl înjurau pe Iliescu în 92. Dar nu sunt niște oameni care să spună, domnule, eu sunt convins liberal nu știu de care, sau sunt udemerist, sau sunt băsist. Sau... Nu, sunt niște oameni care și-au pierdut busola, ar fi vrut să creadă în ceva, dar asta a fost, până la urmă s-au lăsat duși de val, și care l-au adică sunt cei care au acest slogan etern al românului, merge și așa. Și ăștia sunt tot niște asimilatori ai sistemului la care asistăm. Bun. Victor Ponta, unificatorul României. Nu este un roman, dar este încă o veste bună. Victor Ponta are planuri mari în ceea ce privește șoselele patriei. Știți că acum are un proiect absolut epopeic de a uni Vrancea cu Covasna. E adevărat, cele două județe nu sunt chiar la limitele țării, adică nu unește Vasluiu cu Timișu, de exemplu, sau Botoșaniu cu Mehedințiu, și-a propus să unească Focșani cu Covasna, trecând, sigur, prin Brașov, și fiți atenți ce declară. Practic, de aici, din Focșani, până în Covasna, Brașov și așa mai departe, acest drum va asigura o legătură importantă și mai ales are rolul de a lega Moldova de Transilvania. A primit asigurări că 30 până la 35 de zile șoseaua Focșani-Ojdula, asta e prin Somalia probabil, va fi gata pe o porțiune de 95 de kilometri. De asemenea, până la jumătatea secolului viitor, va fi finalizată și porțiunea de 23 de kilometri din județul Covasna. Adică știți cum va fi? Cum au făcut francezii cu elvețienii, sau elvețienii cu austriecii, sau francezii cu englezii. Da? Când au făcut cât un tunel dintre ăsta, care traversa Alpii, sau Marea Mânecii, sau mai știu eu ce regiune din Europa, și își dădeau mâna muncitorii alea de să filmau. Așa va fi și aici. Covăznenii, sigur, de limbă maghiară, probabil, unii dintre ei, da? Cu vrâncenii. Își vor da mâna peste timp. Mie mi se pare însă genială explicația asta de final. De a-i spune că s-a construit o autostradă suspendată peste Amazon. Fiți atenți cum vorbește Victor Ponta. În al doilea rând, acest drum are rolul de a lega această regiune absolut superbă și pe care a binecuvântat-o Dumnezeu să se dezvolte, pentru că dacă nu au drum, n-au ce să facă cu niciunul dintre proiectele pe care le-au dezvoltat. În al treilea rând, știam că este un proiect vechi, care a rămas mult timp nefinanțat și aici am alocat banii. S-a lucrat absolut excepțional și sunt absolut convins că în felul acesta, acest proiect de România 100, în care la 100 de ani după ce ne-am unit să avem și drumuri pe care să mergem, acest drum DN2D face parte din acest mare proiect. Mă, ce penibil! Mă, ce ridicol, mă! Sigur că este și mai jenant ca aceste cuvinte să vină din gura unui marțafoi. Dar oricine ar fi spus asta după 25 de ani în România trecea drept un imbecil? Păi cum adică, bă, într-o țară din Uniunea Europeană, într-o țară unde nu era junglă? Ce era mare șmecherie că făceai un drum între Vrancea și Covasna? Deci este mai mare rușinea, este mai mare rușinea și disperarea să citești așa ceva. Deci o regiune binecuvântată de Dumnezeu. Care Dumnezeu, Ponto? Ăla care n-a construit nimic 25 de ani acolo. Păi nu mai există nicio zonă în Uniunea Europeană, nici măcar în Bulgaria, la sud de Razgrad. Nu mai există nicio zonă în UE unde în 25 de ani să nu se fi făcut niciun drum.
Este absolut rușinos ca un om politic să spună așa ceva. O regiune absolut superbă, binecuvântată de Dumnezeu. Bă, așteaptă întâi să facem drumul, că deocamdată nu-i gata. Ai mai anunțat tu niște construcții, de exemplu, tot așa făcea, mai știu pe unul, care anunța Comarnic Brașov, de exemplu, sau pe unul care a inaugurat podul de la Vidin și care e praf astăzi, da? Hai întâi să vedem ce o să fie. A mai fost București-Ploiești, iarăși practic nefuncțională. Deci care drum, deocamdată binecuvântat de Dumnezeu în țara asta superbă, este funcțional? Că eu nu știu, făcut de nou regim. Sigur că este înfiorător și pentru cei care se despardă putere sau care au domnit. Mă gândesc așa un pic și la domnul Emil Boc, care trebuie să stea foarte liniștit. Poate că acum un pic la de l-am deranjat din somn, da? E, trebuie să fie tare duios așa să aflați că sunt niște zone, nici măcar nu v-a trecut prin cap în 25 de ani să faceți ceva. Nu 25, 7-8 ani cât ați fost acolo, nici nu v-a trecut prin cap, mă. Nimeni n-a realizat nimic, mă. Da? Deci nu este nimic făcut. Toate guvernele de până acum n-au încheiat absolut nimic. Vine ăsta să ne spună că e binecuvântată țara de către Dumnezeu. Ce este ceva absolut un jeg, cum n-am mai pomenit. Și ce mare lucru dacă să zicem, să zicem, evident că nu va fi niciodată un drum ca lumea, să zicem că vreodată va fi terminat Focșani via Brașov până în municipiul Covasna, da? Ce contează, mă, la nivelul unei țări care n-are niciun drum funcțional, da? Eu mă duc de la Târgu Mureș la București, fac 7 ore, da? Despre ce discutăm, bă? O autostradă ar fi trebuit să parcurgi drumul ăsta în 2 ore jumate, 3. Da? Ce mare lucru, sunt 300 de kilometri. 3 ore erai acolo. Nu mai vorbesc de calea ferată, că faci 15 ore. Deci este halucinant, da? Mare brânză că am face un Focșani Covasna. Totalmente nejustificat până la urmă. Când tu n-ai făcut niciun alt drum. Da? Trebuia să faci din Constanța-București cu 4-5 benzi. Pe fiecare direcție. Da, să faci un București-Craiova, mega autostradă. Da, să faci un București-Brașov, mega autostradă. Să faci un Timișoara-Cluj, mega autostradă. Să faci un Iași-Târgu Mureș, mega autostradă. Da? E, atunci puteai să zici, da, uite, au predecesorii mei, au mișcat și ei, vreau și eu totuși să-mi aduc prin unsul de recunoștință față de populația țării, să fac și eu un Focșani-Brașov-Covasna. Dar nu s-a făcut nimic. Toate astea pe care le-am enumerat nu există. Atunci ar fi fost țara binecuvântată de Dumnezeu. Dimpotrivă, mă, vă bateți joc. Puteți să spuneți orice, da? Că eterul și hârtia încă vă suportă. Ce binecuvântată de Dumnezeu să fie, mă? Mai mare jeg puteam să avem în țara asta, în momentul ăsta? Mai aveți și curajul să spuneți că ați făcut ceva? Ăștia sunt cei care vor face propaganda săptămâna viitoare. Ăsta e proiectul lor de suflet. Cum s-a gândit el? Oamenii ăia, dacă n-au drumuri, așa făcea Kim Ir-sen în Coreea de Nord, dar măcar la altitudine, măcar la altitudine, da? Pe zăpezile alea eterne, unde se duceau ei în satele alea amărâte, le trimitea câte un tractor, așa e și premierul nostru. Radu Dorel Cupcea, care a câștigat un concurs de preluare a unui post de referent relații cu publicul în județul Satu Mare, în primăria Beltiug, a fost până la urmă trecut pe linie moartă, deoarece nu cunoștea limba maghiară. Asta este. El a câștigat proba scrisă cu 7,70. La 3 zile distanță a fost invitat la interviu, unde domnul președinte al comisiei, secretarul comunei, Hodod, Costa Francisc, i-a spus la începutul interviului cam așa. Ia, prezintă-te tu în limba maghiară un pic. Unde ai lucrat? Unde ai născut? Ăsta i-ar fi spus politicos, nu mă descurc prea bine. Care, sigur, exemplu primarului sau secretarului comunei a venit așa. Păi și dacă o persoană din Ghirișa are un incendiu, tu ce faci, măi? Ăsta a zis, nu știu, cu siguranță persoana respectivă ar putea să vorbească în românește sau ar avea pe cineva care să... Hai marș de aici, măi! Și așa s-a terminat interviul. Asta ne-a precizat cel puțin Radu Dorel Cupcea, care, iată, n-a putut să obțină un post la el în țară pentru că nu vorbea suficient de clar limba maghiară. Nu vorbea, bine, în județul Satu Mare. Județ care, sigur, va avea și el soarta
celorlalte, alături de Bihor și de Sălaj, și sigur va trebui să învețe limba maghiară. Am văzut că au avut niște probleme și dânsii, al de Liviu Dragnea, Mircea Dușa, cine mai era pe acolo, au avut niște probleme prin Horghita. A trebuit la un moment dat să taie o panglică. Vedeți, domnul Dragnea, dacă n-a spus liberal? E, dacă era Werner, nu cred că era o problemă să taie o panglică galben-albastru. Ce, care-i problema? E, totuși, Liviu Dragnea se pare că ar fi avut prezență de spirit și văzând galben și albastru în fața ochilor, roșu, alb, verde, era probabil pe clădire undeva mai sus. Panglica era mai jos, la nivelul foarfecii. N-a tăiat, ci că Liviu Dragnea, și dintr-o dată i-am văzut un pic așa iritați pe la televizor. Nu mai comentează tăticul. Nu, eu am spus ce am avut să vă spun. La revedere, v-am spus, îți dai începutul. Așa că vă mai irită pe voi, i-a iritat că, ci că din banii lor să făcea drumurile. Ia auzi, uite pe asta, asta noi nu ne-am gândit. Chiar erau din banii țării? Dar oare panglica aia din ce bani era atrașul Dragnea? A? Prânzișorul ăla, hai mă, deci încă o dată, papa, v-am pupat, vis on lat, așa, v-am povestit, dar chiar zici ciocolo, mă. Avem astăzi o colecție care se potrivește mănușă cu ce discutăm, arta de a pierde sau de a nu pierde timpul. Este utilă, să știți, ceasul ăsta, într-adevăr, arată foarte bine, 50 de idei geniale sau Dumnezeu nu este mare. În fine, toate aceste cărți la cele trei volume, la prețul de 65 de lei cu SMS textul Litera, atenție, la 1771. Deci trebuie să trimiteți începând din această seară SMS cu textul Litera, scris tot cu majuscule, la 1771. În evenimentul zilei, zeci de demnitari și funcționari ocupă ilegal posturi și toacă bab publici. Și, în fine, în adevărul de weekend, Gheorghiu Dej, dar tot cu moaca lui Stalin deasupra capului, cu secera și ciocanul, Terminatorul. Colecție. Ne întoarcem și mâine. Toate bune!